Direcția în care ne îndreptăm ca societate este cea corectă, iar eforturile noastre trebuie să se concentreze în următoarea perioadă pe accentuarea ritmului acțiunii de protejare a mediului. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la multiplele provocări la adresa mediului înconjurător constituie un imbold menit să mobilizeze cetățenii pentru a acționa în vederea limitării schimbărilor climatice, a protejării biodiversității și pentru a combate poluarea aerului, a solului și a apei. Crezi că oamenii mai sunt atenți la mediul înconjurător? Sunt convins că oamenii sunt atenți la mediul înconjurător, dar sigur că mai există și excepții. Sunt oameni care nu prea respectă unele reguli de a păstra curățenia, de a pieptăna, știu eu, o ogradă, de a da cu mătura în fața casei, de a smulge iarba, așa, și bănuiesc că cea mai importantă problemă este poluarea de la mașini și avioane chiar. Avem râuri lângă noi, avem fluviu Dunărea. Spuneți-mi, credeți că oamenii sunt îngrijite de acestea? Nu cred că sunt îngrijite. Eu am rădăcinile la țară, sunt născut pe marginea Dunării și observ când merg în câmp sticle de plastic aruncate, fel de fel de pungi și așa mai departe. Aici cred că intervine gradul de educație și de bun simț. Protejarea mediului este de o importanță crucială pentru sănătate și pentru calitatea vieții noastre. Estimările arată că aproximativ 20 de milioane de tone de plastic ajung anual în lacuri, râuri și în mări din întreaga lume. Resursele de apă disponibile sunt deja supuse unei presiuni uriașe, mai ales în contextul schimbărilor climatice care afectează regimul precipitațiilor. Protejați dumneavoastră mediul înconjurător? În primul rând se face reciclarea adică plastice a gunoiului, da? Gunoiul menajer, plastic la plastic, carton la carton, mâncare, deci se face reciclarea. După aceea, protejați natura, nu tăiați pomii, plantați cât mai mulți pomi, flori, deci contează foarte mult. Soluțiile pentru a limita poluarea cu plastic se bazează pe conștientizarea problemei, pe educație, pe utilizarea adecvată a resurselor naturale și pe promovarea economiei cruciale. În România, tot mai mulți oameni sunt atenți la utilizarea cât mai eficientă a resurselor energetice și aleg să devină prosumatori, adică simultan producători și consumatori de energie din surse regenerabile într-un sistem energetic național mai sărac în dioxid de carbon. Provocările la adresa calității mediului înconjurător reclamă tratarea lor cu celeritate de către instituțiile publice, mediul economic și asociativ, precum și de către cetățeni. Împreună putem contribui eficient la limitarea poluării și la asigurarea dezvoltării durabile pentru generațiile prezente și viitoare.